În urma inspecției, subsecretarul de stat în Ministerul Sănătății, Raed Arafat, a constatat mai multe nereguli la unitatea de primire a urgențelor din cadrul Spitalului Județean. Materiale și asta aveți lipsă sau totul e... Tot. Până la mare, fără probleme. Era câteva medicamente care, poate, din cauza furnizorilor, le-am obținut mai greu, dar... Ce medicamente, de exemplu? Sulfatul de magneziu, care o perioadă... Bine, asta e toată România. Cât despre lipsa de personal de la unitatea de primire a urgențelor, subsecretarul de stat a găsit deja o soluție. Vrea să aducă 4 medici de la Iași care să facă gărzi la UPU. Dacă avem condițiile și sper că aici o să avem sprijinul într-un loc unde să stea acești rezidenți, că ei, dacă vor veni doi, de exemplu, să facă alternativ 4 gărzi, vor avea nevoie de un loc de odihnă, vor avea nevoie de condiții de tot, de asigurarea transportului lor între Iași și Suceava, că nu putem să încărcăm pe ei cu acest transport, dar am înțeles că o să avem sprijin total în acest sens, nu se pune problema. Deci, într-adevăr, se studiază să-i aducem să înceapă să facă gărzi. Ce e bine pentru Suceava, dacă rezidenții respectivi îi place, s-ar putea după asta să decidă să rămână în Suceava când termină specializarea. Deci ei, într-un an jumate, iau diploma de specialist. Dacă de acum ei vin și participă în gărzi, s-ar putea după asta să vină să dea la post la concurs, să rămână în Suceava. Cum s-a întâmplat în Mureș, doi din rezidenții care făceau gardă la Bistrița, acum s-au mutat total la Bistrița ca medici specialiști de urgență. Subsecretarul de stat a vizitat și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Raed Arafat s-a întâlnit de asemenea cu medicii din județ pentru a discuta despre noul proiect de lege a sănătății.